Am găsit la o nouă întâlnire alături de profesorul Andrei Marga. Bună ziua, domnule ministru. Se vorbește în ultima perioadă de cele două viteze ale Europei, posibile două viteze. Dacă ne uităm la aceste viteze, atunci trecând oceanul în Statele Unite, pare să că Donald Trump e pilot de Formula 1. Da, în cazul Europei nu e o discuție complet nouă, chiar dacă la noi se discută păi, mai, valurile, mai mult, valurile da, acum au ajuns uh, de, cu ca să fiu mă, clar, deja cu un an înainte istoriografia engleză și irlandeză a semnalat nevoia de a reorganiza Europa pe mai multe vitețe, dar asta o să discutăm în altă parte, în alt dată, probabil. Uh, sigur, în Statele Unite uh, devine mai clar programul președinției administrației Trump uh, După intervențiile electorale, după intervenția, după discursul inaugural Acum devine cu această adresă, cu această adresare, cu acest discurs în fața Congresului Devine mai clar programul conservator al adică lui, a lui, a lui, a lui Do, 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 Donald Trump Câteva, câteva, câteva pentru că, că mai vin încă multe dar acum e mai clar ce se întâmplă. La noi, trebuie înțeles ca și în Europa, Donald Trump vine pe un curent conservator, care e altceva decât curentul neoconservator pe care l-a adus pe Ronald Reagan în față și cu totul altceva se înțelege vis-a-vis -vis de neoliberalismul Clinton-Obama, care este acum supus unei critici drastice, aș spune, de către Donald Trump. Oricum. Uh, cu discursul din Congres uh, din zilele trecute, Donald Trump uh, se profilează ca un președinte, dacă vrem, în linia lui Andrew Jackson, în linia lui uh, Abraham Lincoln, în linia lui Eisenhower, care sunt, se pare, inspiratorii lui și Theodor Roosevelt, care sunt inspiratorii lui principali. Ați urmărit uh, întregul discurs al președintelui sigur, și l-ați și desecat. Uh, ne-ați transmis un, Ma, un. Fiind contemporanist, analizez ideile, brav, recunosc, da. da. Care vi s-au părut punctele forte ale discursului și care au fost noutățile absolute care și pentru dumneavoastră au însemnat o noutate în acest discurs? Ma, ca să fiu sincer, cartea lui o aduc din nou în discuție, Great Again, America Great Again spune cam toate. El încă este pe capitolul acestei cărți pe care a publicat-o în 2015, care a fost tradusă internațional în 2016 cu, și care este platforma cu care a câștigat președinția. Deci în carte sunt cam toate, dar totuși câteva accente sunt foarte importante, de pildă politica externă care ne interesează și pe noi. El a spus clar, respect instituțiile istorice, deci inclusiv NATO, inclusiv Uniunea Europeană, dar sprijin năzuința oricărei țări pentru a-și lua soarta în propriile mâini. Deci o formulare nouă în, în conceptul lui, se știe prea bine. Uh, mai departe, uh, el a spus, uh, luptele triviale aparțin trecutului, are behind us, cum a spus el foarte frumos Deci uh, el uh, cheamă America la uh, creație Mai departe, dacă vreți, uh, în educație iese pentru mine, uh, pot spune, o mică și plăcută surpriză el a numit la educație doamna Betsy DeVos. DeVos este o familie de miliardari și ea și soțul ei, dacă vrem, miliardari nu confecționați cum e în Europa de multe ori, cam cum e la Carpați, din carton, ci miliardari veritabili. Oricum, DeVos și discursul mai ales al lui Trump vine cu această idee. Aplicăm dreptul cetățenilor de a și alege școala copiilor, celebrele vouchere, recunosc le eu le-am criticat când eram ministru, de ce le-ați criticat? Le-am criticat pentru că voucherele uh, duc la o dezorganizare a sistemului învățământului public. și nu do un Și doi, și doi, creează dezavantaje pentru diferite categorii, pentru cei mai săraci. Ori, acum mai interesant, ideea voucherelor, care e o idee republicană în America, un consilier al lui Reagan a, -a lansat-o, Milton Friedman, i acum voucherele sunt susținute de ceea ce îi numesc o finanțare și a copiilor săraci. Deci, copiii din familii dezavantajate pot apela la un sprijin financiar pentru ca și ei se poate concura la cele mai pretențioase colegii și universități americane. Atenție! Noi știm bine, e foarte greu să intri la Harvard ca american pentru că te costă 30 ceva de mii de dolari pe an. Ori, acest sistem, e clar, acest e gândit... voucher acoperă întregul... El e, ele... el e deocamdată Chiar gândit de... pentru, pentru nivelul uh, învățământului preuniversitar în limbajul nostru și apoi și pentru cel universitar vine. Deci vine, cum să zic, o acțiune a statului de a sprijini copiii din indiferent ce familie. Se poate urma studiile în funcție de vocație, în funcție de talente lor, ceea ce e un pas enorm. De altfel, aici formularea lui Trump este extraordinară, cred eu. Drepturile civile acum. Sunt drepturile pentru educație. Cu alte cuvinte, America a rezolvat problema drepturilor civile, acum ea pune problema unei egalități a cetățenilor în domeniul educației. Asta e uimitor, pentru că o spune un conservator, de aceea e șocant pentru mai departe. ca să... Sunt multe idei care pot fi comentate, dar mai noi acestea mi s-au părut. De asemenea, sigur, e, e relativ nouă critica pe care îl o face trecutului. Spune, de pildă, este cea mai grea criză din ultimii 65 de ani. Se iese cel mai greu din criza economică care s-a intrat în 2008. Mai departe, America are 94 uh, de milioane de oameni out of workforce. Putem spune semișomeri dacă traducem în termenii, în noțiunile noastre. Uh, mai departe, 40 ceva de milioane de șomeri. Deci, uh, interesant și aici. Un conservator asumă problematica socială atât de, atât de direct. De altfel, și în campanie, el a vorbit de... El s-a adresat direct uh, la ceea ce l-a numit se working up? class în, în Europa, uh, e în, până și socialdemocrații, evită termenul, ori... Un conservator american spune, domnule, trebuie de să ne ocupăm face? de working class. De ce? Pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, domnule ministru, se cam bat cap în cap față de ce s-a întâmplat până acum. Că un conservator își asumă toate acestea. De ce? E o schimbare mai adâncă în societatea euroamericană, în Europa și America, și anume, aceste labels, aceste etichete stânga-dreapta, conservator, liberal, social-democrat. Sunt chestiuni de mai mult de geografie politică, de distribuție politică decât de relație cu grupuri sociale. Uh, și atunci se vede bine conservatorii, apucă problema socială pentru că ea și dă rezultate electorale. Acum, a, marea parte a oamenilor sunt working class, oricum întoarcem lucrurile, chiar dacă working class are un înțeles modern, nu mai este înțelesul de acum 30 de ani, nu aceasta este, este problema. Pe, pe de altă și după... parte, și închei repede, conservatorul american este interesat de soarta cetățeanului american, indiferent ce statut social are, și, în primul rând, de șansele persoanei în societate. Foarte interesant a fost pe parcursul campaniei și după, în diferite analize pe care le-ați făcut, faptul că s-a adresat direct și foarte accentuat Trump acelei clase muncitoare, acelui working class despre care ați și pomenit. Nu este doar un fel de populism sau dumneavoastră cum, uh, cum le vedeți? Aici e într-adevăr în Europa Pentru că în Europa imediat uh, te gândești da. la un populism ieftin uh, sau mă rog. E, da, numai că e o confuzie în noțiunea europeană. Să te ocupi de oamenii sărbani nu e populism populism este să-i la alegeri, să te votezi și apoi se i părăsești deci aici e problema. Deci nu s-a întâmplat până, încă nu s-a întâmplat o părăsire. Până la această oră, dacă ne uităm la măsurile, dacă ne uităm chiar în discursul recent, pentru că luăm aici texte precise. Preocuparea pentru șomeri, preocuparea pentru uh, cei care sunt out-of-workforce, cum se cum numește Donald Reagan, preocuparea pentru copiii din familii dezavantajate, preocuparea pentru securitatea cetățeanului, pentru că el spune, numai în 2016, în Chicago, 4.000 de oameni au fost împușcați, ceea ce este o criminalitate evident explozivă. Chicago nu e singurul loc, dar Chicago este de obicei campionul la aceste lucruri de multă vreme. Știm, știm prea bine aceasta. Deci e, e, e o schimbare. Mă sigur, e adevărat și faptul că victoria lui Donald Trump a fost posibilă și prin mobilizarea working class. Working class prin tradiție votează democrați. Democrație nu a mai dat niciun mesaj. Democrație fiind din nefericire în America, iar la noi așa și liberali, ei sunt captați de neoliberalism încât nu mai văd realitățile societății. Și acolo s-a întâmplat aceasta. Sigur, la scară Americi, acolo în America are personalități mult mai puternice, dar și noi vedem, nu? Liberalii se ocupă de uh, uh, statul represiv, se ocupă ca nu cumva cineva să n aibă cătușe. Ori uh, liberalii se ocupe de libertățile oamenilor, nu de cătușele cuiva. În America, li uh, liberalii, adică democrații, s-au distanțat foarte mult, nu au avut mesaj spus direct pentru oamenii care pierdeau joburi în America. În fiecare săptămână. Nu chiar în fiecare zi, dar și acum de curând vedem că oamenii din jurul lui Donald Trump, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, mai nou secretarul pe justiție, adică pe limbajul nostru, ministrul justiției acuzat de unele discuții din timpul campaniei cu, cu ambasadorul Federației Ruse. De ce se întâmplă toate acestea? Acum, aici sunt două lucruri. S-ar putea ca echipa lui Donald Trump să fie în metamorfoze. Ce se întâmplă? Aici se vin consilierii unui președinte din camera electorală, urcă în poziții foarte mari. Poate că unii vor face față, poate nu. Nu știm asta. Eu în orice caz nu știu. Poate, dar sigur, nu pot să nu apreciez. De ce l-ar trăda sau de ce? Nu, dar sunt chestiuni. Fa pot face gafe, nu? Michael Flynn a trebuit să iasă pentru că uh, a uitat să spună. De fapt, el spune că nu e el de vină, dar până la urmă a asumat. și o, -o da, demnitate. Da, da. Acolo e demnitate. Din, din fericire e demnitate, da. Acum, în legătură cu uh, uh, Sessions, cu, cu, acest, uh, cu secretarul pentru justiție și cu alții, sigur, e o temă lansată de obamiști și anume tema conexiunilor cu Rusia. Bă, sigur, orice putere vrea să influențeze, eu aș spune așa, ce se întâmplă în puterea rivală. Sau orice putere cel puțin vrea să vadă ce este acolo. Orice putere are preferințe în legătură cu Victoria Cardasal. Acestea sunt lucruri cunoscute, cred eu, și nu aceasta este problema. A doua chestiune. E de netăgăduit că electronic se intervine în computere. Nu numai în America, nu numai la noi, se intervine peste tot. Ca să citez autoritatea supremă, care este grupul de conducere de la Google, e imposibil să te ascunzi dacă ai un computer. Dacă n-ai computer, nu te poți ascunde din alte motive. Dacă da, ai da, 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 computer, da, da, n-ai -ai cum să te ascunzi. Deci aici e, e clar că se intervine în computere. Probabil. Eu nu sunt informatician, dar cred că sunt tehnici teribile pentru a interveni. Deci aici nu exclud că au fost tot felul de hackeri care au intervenit pe toate părțile în alegerile americane. Aici. S-a mai întâmplat? Aici. Parcă nu s-a vorbit între ele. Păi nu s-a vorbit de... pentru că tehnologia nu era, era așa de, de avansată. De avansată da. Deci aici nu pot eu să mă pronunț. America va găsi soluția. Uh, un aspect însă trebuie spus foarte direct. Contactul unei puteri cu campaniile electorale dintr-o altă putere. Sunt o regulă internațională și la sessions văd că până la această oră e contactul cu ambasadorul uh, Rusiei. Dincolo de orice discuție, Rusia sau nu e Rusia, un ambasador este trimis unei țări și contactele sunt normale. Dacă sunt contacte cu agenți, secreți, cu altceva, e cu totul altceva. Deci eu aș spune simplu, aici va trebui făcută distinție. Acum, eu primă. Eu, în primă, etapa polemicii în America, în sensul că democrații, la ora actuală, vor să-i prindă pe republicanii lui Trump pe chestiunea trecutului. Eu sper că, încet, încet, polemica se va muta și va fi fructuoasă pe chestiunile de politică prezentă. Multa lume spune că nu va rezista până la finele mandatului Donald Trump. De ce se spune? Uh, ce se întâmplă, după percepția mea, dar eu nu suntem profeți și nici nu vreau să facem profeții... Uh, Sigur, el vine pe o parte a republicanilor, conservatori republicani. Pe o parte, așa cum. Păi, ce sunt Republicanii sunt un partid puternic, cu o diversitate de opinii. Nu, eu am repetat pentru că ați pus un accent da, aparte da, pe da, o parte. Da. Pe o parte, vine pe conservatori. Acolo mai sunt neoconservatorii, mai sunt republicanii liberalizanți, sunt tot felul de variante, nu se vede în discuția privind anularea legislației lui Obama în domeniul sănătății, Obamacare. Vreau să vă întreb... Uh, unii ar, ar prefera să o mențină și poate că și din motive electorale, dar aceasta e o altă treabă. Uh, deci aici e calcul, dar eu, eu cred că America e un sistem matur, o societate matură, care atunci când dă un mandat îl las să meargă până la capăt, să vadă ce iese, exceptând în sigur o situație gravă, ceea ce nu, e, nu, nu se întrevede la această oră, de irresponsabilitate, ceea ce nu este aici în discuție în niciun fel, și după aceea alege din nou peste patru ani. Cred că democrația americană e destul de solidă încât să-și poată face viața dacă e nevoie. În ultimele zile se vorbește tot mai des, deja asumat aproape oficial de unii și de alții, pregătirile intense care se duc pentru o posibilă viitoare întâlnire între Vladimir Putin și. Donald Trump. Mai e bine, vedem bine. Donald Trump, cu bugetul actual, bugetul pe care acum îl propune Congresului, va consolida puterea militară a Americii, care oricum e copleșitoare, oricum nu are rival, nu se pune problema. China? Deci, pe de o parte, pe de altă parte, e clar că interesul lui este să meargă la o discuție cu Vladimir Putin, cu președintele Rusiei, pentru chestiuni de urgență, mai ales. E clar că Siria e pe agenda și e limpede pentru toți că Siria nu se poate rezolva decât dacă va fi o cooperare uh, americano-ruso-chineză și dacă vrem și alte forțe. Deci, uh, cred că se pregătește, dar nu e nicio grabă deocamdată pe ce se întâmplă. Între doi lideri, contactele pot fi și pe canale diplomatice uzuale, nu e. Nu e uh, dar, mă rog, pentru. pentru Politica lumii pentru a stăvili cel puțin terorismul ar fi nevoie. Eu sunt de părere că trebuie făcut o întâlnire din aceasta și trebuie ajuns la aranjamente. După acum, sigur, mai e o altă treabă. Uh, expansiunea armelor. Unu. Uh, S-au erodat unele componente ale înțelegerilor de reducere armamentului nuclear între cele două supraputeri. Ele trebuie restabilite. Doi. S-a trecut la o nouă generație de arme anti-antirachetă și Rusia, și China, și America au dezvoltat sisteme anti antirachetă, încât suntem într-o nouă situație, de fapt, sub aspectul armamentelor. Și sigur, sunt și alte dosare care trebuie discutate. Nu, nu e anticipabil. Chiar ieri, vicepreședintele Pence a spus că încă nu se discută o întâlnire. E clar că încă ea e în proiect, încă e departe de realizare. Europa stă și privește, Europa stă și gândește, Europa își face planuri. Europa e într-o situație complicată. Unu, trebuie Bun, să. Prin prisma Americii. Trebuie -am să decide. Acum. Prin prisma Americii. E limpede acum. Ea trebuie să contribuie la propria apărare. E clar, Germania aproape că trebuie să dubleze bugetul militar, bun, dar uh, Franța și de rea trebuie să completeze contribuțiile ei. Uh, altele, uh, întrebarea va fi dacă uh, Germania își dublează bugetul militar, uh, ce va pretinde, pentru că e clar că acum a fost finanțarea americană a NATO. A fost comandamentul american, dar e clar când alții vin și contribuie mai mult, cer poziții mai mari în, în decizii. Deci e clar că atunci se intră într-o, într cum să zic, într-o redistribuire a unor roluri. Dar sigur, Statele Unite sunt pregătite după toate datele care sunt publicate pentru, pentru aceasta. În al doilea rând, sigur, Ronald Ray, äh, Donald Trump a spus respect instituțiile istorice nato comunitatea, uh, Uniunea Europeană, dar sprijin în același timp dreptul fiecarei națiuni, dar de decide soarta. E clar că el a sprijinit Brexit-ul și ar sprijini și alte lucruri. Adică aici trebuie spus limpede. E clar că se revine la o viziune axată pe națiune ca actor principal în, relația, în relații internaționale. Adică întărirea suveranităților o naționale. Viziune, sau... O viziune care în Europa a fost reprezentată de de gol chiar e, e interesant, la nivelul anilor 80 apăreau cărți și în Franța care se arăta că ceea ce numim golismul a fost înfrânt de universalismul american. Acum apar în Franța cărți care spun, domnule, fără națiune nu putem să facem nici măcar democrație. Foarte mult se discută despre aceste, cum am spus eu, întărirea suveranităților statale, naționale, Sigur, dar America dar a dat America totul. Din momentul în care acestea se vor întări, da. cum poate coordona, cum poate ține în frâie toată această politică Ei, aici, militară, economică, socială și tot ce ține. Vedeți, aici e un alt, un alt aspect al intervenției. în... Al, adresării către Congres, Trump a spus, eu nu sunt președintele lumii, eu sunt președintele Americii. Cu alte cuvinte, eu nu răspund de soarta întregii lumii, eu răspund de soarta Americii. Ceea ce uh, înseamnă următorul lucru. America nu mai intervine în diferite zone ale globului, decât dacă e terorist, dacă sunt aceste lucruri, dacă se calcă brutal dreptul omului, etc., etc. Dar pe felia NATO are da. niște obligații are și obligațiile, se păstrează, dar e clar. Ha, haideți să vă dau o imagine și să facem mai limpede pentru telespectatori. După instalarea lui Obama, s-a făcut un mare meeting la Praga și acolo a fost simbolistică simbolistica următoare. Președintele Americii a vorbit globului și era clar că asumă responsabilitatea stării lumii. Donald Trump vine și spune, eu sunt, eu reprezint Statele Americii. La fel să reprezinți și tu statul tău Exact, și fiecare... exact. Aceasta este ceea ce se anunță în discursul cel mai recent și sigur intervențiile anterioare al Donald Trump Ma sigur, observația lui Va avea succes acest a, trend? Acest, a, a, aceste idei vor avea succes? Eu cred că da, pentru că ele sunt sprijinite de toate marile puteri și nu numai de supraputeri Să fim limpezi și Germania și Franța ar sprijini până la urmă. Sigur reașezarea nu va fi fără durere, nu va fi fără nemulțumiri, dar reașezarea e clară. Pe de altă parte, Donald Trump a adus un argument, argumente interesante. El spune, am fost în Orientul Mijlociu, am cheltuit 6.000 de miliarde de dolari. Și spune, și spune el, situația acum, după cheltuire, e mai rea ca înainte. Deci e argumentul lui. Și poate că are și alte argumente. Domnule pus, pus, Ministru, acest are, da. trend cu întărirea... Națiunilor, hai să-i spun așa, nu duce automat și la întărirea valurilor extremiste din Europa, care oricum știm foarte bine. Dacă ne uităm Franța și în alte state, avem probleme de genul acesta. Europa are această, această problemă, dar, cum să zic, și cultural oamenii s-au mai schimbat. Adică nu mai, nu e totuși extremismul anilor 30 har domnului. Sunt inspirații de acolo, dar nu e extremismul de atunci. Sigur ducea poate încuraja și aceasta. Dar pe de altă parte aș invoca aici argumentarea care domină scena franceză. Nu e posibilă democrație în lume decât în cadrul național. Cu alte cuvinte, o democrație Univers, o democrație globală, o democrație care transcende cadrul național, nu e posibilă. Ce înseamnă aceasta? Democrația e soluția, dar ea trebuie realizată de fiecare țară dacă vrea să fie democratică. Altfel, nu se poate realiza. Deci sunt schimbări, aș spune, în argumentare, pentru că, între timp, avem niște experiențe istorice. Acum, să vedem bine. O lume uh, unipolară, cum a fost după 89, Statele Unite spun. Trebuie schimbată. trebuit, au spus, lumea unipolară ă, și-a și -a încheiat rolul, trebuie să vină o lume în care mai mult să asume răspunderea, ă, răspunderea situației. Deci o spun americanii. Globalizarea, am spus mereu, nu vreau să ne repetăm. Globalizarea, America a instalat-o, China, Germania o salută din prima clipă. -ă, ascensiunea globală a Chinei e datorită politicii uh, pe care a preluat-o de la americani, Cred globalizarea, nu... dar, dar uh, vedem bine, America corectează globalizarea. America spune vreau să fie made in America, vreau să fie hired in America. Deci uh, devizele lui Trump sunt acestea. Made in America, hired in America. Și preia toate aceste ștafete ideatice, uh, să zicem un Victor Orban care spune acum câteva zile, vorbește despre o și mai accentuată omogenizare a uh, populației din Ungaria, îl citesc pe dinsul, și la un spune chiar și femeia de serviciu ar trebui să fie de origine maghiară. A spus-o Victor Orban. Bine, acum... Ceea ce nu mi se... Acum, deci mie personal nu. nu. mi se pare normal în Europa de astăzi. Acum, sigur. Aici trebuie operat nu cu etnici, ci cu cetățeni. De, de, ați spus un lucru foarte important. Deci, nu, nu cunosc situa discuția din Ungaria de, de ultime oră Nu o cunosc, nu știu ultimele am, declarații am al domnului Orban. Eu. Dar, deci trebuie distins între cetățeni și uh, etnie. Un cetățean, E un cetățean egal cu alt cetățean, indiferent ce etnie are. Deci Corect. asta este uh, categoric, uh, categoric oriunde. Ma, vedeți apropo, și de asta. Discursul lui Trump, mă rog, că va... Eu, era o discuție, că va deporta pe nu știu cine. Unu, discuția este în jurul potențialor teroriști care au intrat în America. Da. Sigur, observația lui este și în discurs acesta. Toate actele teroriste din ultimii doi ani în America sunt legate de oameni care vin cu o inspirație, dacă nu sunt chiar muslimi. Sigur, acum trebuie văzut. Nu înseamnă că muslimul e automat. Vai de mine, și muslimii sunt victime Ure, de multe ori la acestor așa lucruri. Este. Doi, el va sprijini imigrația, interesant, dar a spus, imigrația pe merite, deci e limpede. America încurajează un nou val, un nou val, de venire de oameni foarte calificați. Ce calificați ne Calificați de la, spunem clar, de la lăcătuș, zidar, până la universitar. Da, apropo de aceste schimbări de pe scenă uh, începește culoarea politică. Mă rog, la noi se mai discută, stânga, dreapta, să fim serioși. Uh, e o carte, cel mai important sociolog german de la această oră, Armin Nazehi, Die letzte Stunde der Wahrheit, Ultima oră uh, a adevărului, de ce dreapta și stânga nu mai sunt alternative. Te teza lui e foarte interesantă, bine argumentată, pe vreo 400 de pagini stânga-dreapta nu mai sunt chestiuni de adevăr. Uh -huh. Adică nu mai sunt chestiuni de corespondență cu interesele unui grup delimitabil. Ele sunt mișcări pe geografia politică pentru a aduna voturi sau pentru a redistribui voturi. O carte extraordinară care pune capăt care, pune capăt, care arată unde s-a ajuns cu această temă stânga-dreapta uh, într-o fundătură de fapt și dacă vrem să o reluăm atunci trebuie să regândim. Da. Și mai avem un minut? Da. Uh, uh, cum spuneam Donald Trump în continuare aplică capitolele acestei cărți, uh, Great Again, uh, aici am și traducerea germană de fapt, Vichy America, retă, viurde, Verde, cum voi salva America, și sigur, și pentru că în educație trebuie în spus oamenilor din România, vine o schimbare de paradigmă, bastă am evocat aici doar ce s-a făcut, ce face în America, dar anunță o schimbare de paradigmă. Și sigur, îmi să spun că am anunțat și eu această schimbare, acum doi ani, reforma modernă a educației, Andrei Marga. Mulțumim. De ce am anunțat-o? Pentru că se simte nevoia. Nu mai merge ceea ce se face și în România la această oră. Mulțumim și pentru dialogul de astăzi. Săptămâna viitoare vom continua. Mulțumesc, domnule profesor și dumneavoastră, dragi spectatori. Toate cele bune. La revedere!